Salutare, de aici, de la Răcoare. Nu, nu de la Pârnaie, doar din Timișoara. Spuneam că o să vă povestesc despre cum am reușit să intru la Facultatea de Arte fără să dau admiterea. Totul a început cam pe când eram eu clasa a 12-a, al doilea semestru. Se organiza Olimpiada Națională de Arte Vizuale. Și desigur că mi-am dorit să merg, mai ales că se desfășura în alt oraș și orice ocazie pentru mine să plec în alt oraș era binevenită. Din păcate, Olimpiada a avut loc în Arad, nu prea departe de Timișoara, de orașul meu, dar... Na. Și pentru că îmi doream să merg la Olimpiadă, am mers. Și am mers la etapa de pe școală și am trecut mai departe. La etapa de pe oraș, de Timișoara, am mers și am trecut mai departe. Am ajuns la etapa județeană și, culmea, am trecut mai departe. Am trecut la etapa națională. Și, acum, era o chestie pe care eu am auzit-o, că dacă ești primul, Nu dacă e nota 10, că nu cred că exista nota 10 la Olimpiadă, cred că n-a existat niciodată, maximul 9, 99, maxim, la 10 curat, nu cred că a luat nimeni. Dacă ai fost tu și ai luat 10 curat, let me know in the comments. Și am auzit eu că persoanele astea, cea mai bună de la categoria lui, are locul asigurat la orice facultate din țară, că poate să-și aleagă orice facultate care el dorește să meargă și este intrat, admis cu nota 10, fără să se mai chinuie să mai dea alte probe sau ceva de genul ăsta. Bineînțeles că îmi doream chestia asta, dar în același timp eram și, bă, mă gândeam că nu o să fiu eu aia cea mai bună, adică am venit și eu de 3 ani, am început să desenez și acum să fiu cea mai bună din țară la portrete și la pictură și... na. Să fim realiști și sinceri. Și așa că, na, cumva îmi doream, dar eram chill, că... na, nu mă gândeam, știi când îți dorești ceva, dar când te și gândești că ai cum să obții lucrul ăla, parcă ți-l dorești și mai tare și altfel te lupți pentru el... sau așa, da, eu nu mă gândeam că chiar o să fiu eu aia, așa că eram ok. Și un lucru interesant despre Olimpiada asta e că vedeam, de exemplu, am văzut o fată și avea o lucrare și eu, sincer, mă uitam la fata aia, mă uitam la lucrarea ei și eram, uai, asta chiar e tare. Adică ce făcea ea, mi se părea și greu. Adică nu mi se părea puțin lucru ce o ales să picteze. Bă, și sincer, deci după ce s-au terminat toate probele, la final era o expoziție în oraș, erau mai multe locuri de expoziție unde erau expuse toate lucrările care au fost făcute pe timpul Olimpiadei și cu tot cu note pe ele. Deci puteai să vezi și ce au făcut ceilalți, ce note au obținut și așa. Bă, și m-am dus și mi-a picat fața când am văzut lucrarea acestei fete, era notată mai slab decât lucrarea mea. Și eu mă uitam cu admirație. Și eram, bă, dar nu stau chiar așa de rău dacă am luat note mai mare, știi? Și vedeam alte lucrări și eram... Păi și aveau note mai mari, mă. Dar, nu. Eu, profesorii sunt profesorii. Tu ești tu. Însuți, sper, sau însăți. Bineînțeles că nu am obținut eu cele mai mari note și că nu am obținut eu locul la facultate câștigând Olimpiada. Țin minte că Olimpiada asta a avut loc, cred că în vacanța de Paște. Și a fost foarte fain experiența și tot, super fain. Și am slăbit în zilele alea, atâtea emoții am avut. Și după cum ziceam... Olimpiada a avut loc în vacanța de Paște și ideea e că noi în clasa 12 trebuia să facem atestat. Și profesoara noastră de atelier a hotărât ca atestatul nostru să fie niște lucrări pe mucava, că atunci nu cred că lucram pe pânză, cred că pe mucava, așa, dar să avem și o pictură murală. Și atunci fiecare elev din grupul nostru de pictură avea o bucată de perete la un anumit din liceu din Timișoara. Aveam fiecare dintre noi cam
un metru jumate, 2 metri, 3 metri, dar nu cred că au avut nimeni 3 metri, un metru jumate, 2 lungime de pictat și înălțimea cu totul cât era peretele. Acum, în funcție de compoziția noastră a fiecăruia. Țin minte că ei au stabilit ca să facă lucrarea asta, pictura asta, în timpul acelei vacanțe. Și pentru că eu am fost la olimpiadă, în timpul ăla am avut mult mai puțin timp decât colegii mei să lucrez la atestat, la pictura murală. Și țin minte că m-am întors și am băgat și eram așa, eram în vân acolo să fac treaba, eram super determinată. Mai ales că abia mă întorsesem la olimpiadă și... Nu știu exact de ce vă povestesc chestia asta, că nu are neapărat legătură cu felul în care am intrat la facultate. Cumva pentru mine toate experiențele astea sunt super legate. Bine, și terminăm cu atestat, nu știu ce, ne întoarcem în atelier. Și la un moment dat, mai spre finalul anului, vine profesoara în casă și ne prezintă un concurs organizat de Facultatea de Arte la care noi să participăm. Și eram, nu știu, eram destul de aereană, nu înțelegeam eu prea multe. Au venit în clasă, eram, da, pictez, fac, când i-o spus, dar, sincer, nu prea înțelegeam, nici nu cred că o stat ea, parcă nici nu o stat să ne explice așa super bine, că parcă era profesoara mult mai implicată așa decât noi. Tema acestui concurs știu că era orașul, o temă care pe mine nu mă încânta prea tare și știu că am început să pictez ceva clădiri, mi-aduc aminte ceva arhitectură din Timișoara... chestii de genul ăsta. Pictam toți acolo, profesoara n-a mai ieșit din clasă, lucram, se întorcea, ne verifica, ne dădea corectură dacă aveam nevoie sau așa, se uita la ce făceam. O venit la mine și zic că da, e bine, că nu știu ce, o ieșit și l-am dat să întoarce înapoi și vine și se uită la lucrarea mea și face: nu! Ce ai făcut? Nu așa trebuia! Și mi-a zis: acoperă totul cu alb. Până atunci cred că avusesem așa o părere nouă, nici o părere despre ce pictam, despre lucrarea mea, dar atunci când a venit ea și eu am avut reacția respectivă și am văzut reacția, am zis, na, am stricat toată lucrarea, nu se mai alege nimic de ea, oricum nu mă închipuiam că o să câștig eu, de asta eu cred că eram așa chill și aeriană și cu capul nor, nu mă gândeam, cred că nu mă gândeam că o să iau eu vreun loc la concursul ăsta, deși la un moment dat, parcă așa, prin auzite de la colegi, am auzit că dacă iei locul 3, nu mai dai o probă, dacă iei locul 2, nu mai dai o probă, dacă iei locul 1, nu mai dai nicio probă și la facultate și... Ok, hai să vă zic de fapt cum stătea treaba. Deci, acesta era un concurs organizat de Facultatea de Arte. Concursul se numea Pasaje și era organizat în fiecare an. Deci, facultatea în fiecare an dădea cuiva, anumitor persoane, ocazia să intre la facultate fără să se chinuie. Să intre la facultate pe baza acestui concurs. Și, ca să dai admiterea la facultate, aveai două probe. Prima probă era mapa. Practic, un portofoliu cu lucrările tale pe care tu le duceai la comisie, erau mai mulți profesori, bun, îți analizau lucrările, ți le notau și dacă luai notă de trecere la proba asta, treceai la proba următoare care făcea parte din admiterea pentru Facultatea de Arte și Design de Timișoara. Iar proba a doua era o probă la locul faptei, adică în facultate și dura cam 6 ore, 6 sau 8, cred că 6 ore, că cam atât era un examen standard. Și ideea era că tu dacă obțineai locul 3 sau locul 2, nu mai dădeai una din aceste probe. Locul 3 avea o probă și locul 2 avea altă probă. Nu mai știu care cum. Și locul 1 nu dădea niciuna din aceste probe și intra direct cu nota 10. Dar eu eram în lumea mea, eu făceam că știam că trebuie să fac, eram la atelier, pictam, prof a avut reacția, m-am gândit, mi-am stricat toată lucrarea, oricum n-aveam șanse. Acum n-am nici pe atâta șanse, deci eram așa de liniștită și relaxată, pentru că nu mă gândeam vreodată că... Adică mă gândeam că se poate, că există așa ceva, că eu să iau vreun loc la acel concurs. Și terminăm noi fiecare lucrările noastre, spunem secția la care noi vrem, pentru care vrem să participăm. Așa, am zis că la pictură, bineînțeles. Eu mi-am continuat viața, mi-am trăit viața în continuare, deci deloc nu m-am mai gândit la concursul respectiv. Peste ceva timp aveam banchetul de clasa 12-a, la care eu nu am fost, că nu îmi găseam
rostul, de ce să mai la banchet, mi se părea că e nu știu ce distracție pe acolo. Și ideea este că în timp ce colegii mei erau la banchet, rezultatele acestui concurs au fost afișate. Sincer, nici știu că se afișau și pe ceva site, dar nu mai știu pe ce site, pe ce pagină. Acum că mă gândesc logic, probabil că pe pagina facultății de arte, dar pe atunci, na, în fine. Deci nici măcar nu știam unde se publică rezultatele. Eu uitasem cu totul de concursul respectiv. Ei, în timp ce erau la banchet, discutau între ei, se uitau la ce secție, cine ce-o luat și tot așa. Iar peste câteva zile, peste ceva timp, cred că ne aflam în pauza aceea, știți, în clasa 12-a, când tu termini mai repede anul școlar decât celelalte clase și cumva ai vacanța aia ca tu să te pregătești pentru BAC. Noi, cum terminam clasa 12-a, trebuia să mergem și să ne predăm manualele. Mamă, deci când îmi amintesc, ne dai cu cărțile în ghiozda la școală. Da, și trebuia să ne predăm. Mai știți? Când erați la școală și vă predați mai departe manualele la înapoi la școală pentru cei care vin după voi. Da, mă, ce viețuri. Și trebuia să fac chestia asta și am mers la liceu. Am intrat în liceu, am urcat un etaj, am ajuns la etajul unde era atelierul meu. Atelierul clasei mele de pictură și pe același etaj era și secretariatul. Și vine să zic decanatul, dar nu există decan la liceu. Și acolo pe etaj mă întâlnesc eu cu directoarea liceului care mi-a fost profă de pictură. Mă întâlnesc cu ea și o salut, mă salută și îmi zice: Laura, felicitări! Cum? Nu știi? Ai luat locul întâi la pasaje! Felicitări! Eram uimită. Eram șocată și uimită și bucuroasă în același timp că... No, îți dai seama. Intrare liberă. Și așa am aflat eu că am luat locul întâi la acest concurs. Urc încă un etaj, ajung la casa unde trebuia să las mâna, mă întâlnesc cu diriginta mea, mă felicită, de data asta știam de ce. Măcar atât, nu e un pas înainte. Vai, de ce vă spun? O văd stric ca pe o binecuvântare că am obținut chestia asta și nu... Nu mi se pare că am făcut nimic pentru asta. Adică nu pot să-mi acord mie niciun merit, sincer. O văd strict ca pe o binecuvântare. Și, da, în felul ăsta am obținut intrarea liberă. Și ideea este că eu dădeam bacul din română, din geografie și din istorie. Acum, la română și la geogra eram la istorie. Pentru că, fun fact, la istorie aveam un profesor cu barbă albă lungă, cu părul mai lung pe spate, așa, un pic, cu un aspect neîngrijit, total. O chestie care am aflat-o despre dânsul era că dacă luai note mici la el, la teste sau așa, dacă îi duceai un portret cu el, îi făceai un portret cu el, îl duceai și îți dădea 10, ceea ce era... Pentru mine a fost, ce tare, e așa liceu, știi, te scoți cu un portret. Dar hai, treacă meargă, dar în clasa 12-a eram un pic, învățăm și noi ceva, știi, adică vine bacul. Na, în fine, m-am chinuit eu să învăț ceva, dar oricum, știam, eram deja liniștită și cu gândul că trebuie doar să iau bacul ăsta, pentru că tot ce mai avea nevoie facultate din partea mea era diploma de bac. Nici măcar nu trebuia notă mare, îmi trebuia o notă de trecere. Deci eu m-am dus la bac. Bine, deja învățasem, pentru că nu știam că o să iau concurs. Deja învățasem, deci ok. Bun, și am fost la bac liniștită și tot ce știam eu era că trebuie doar să iau bacul ăsta. Bine, să zic că l-am luat cu o notă mai mare decât nota de trecere. Da, era, e faină relaxarea asta și e fain să fii relaxat, mai ales când, să zicem că e stresat, că trebuie să dai bacul, scap de stresul de admitere, știi? Și cumva e foarte faină chestia asta, dar un lucru mai bun, un beneficiu mai mare pe care mi l-a dus faptul că am intrat la facultate în cap de listă cu nota 10 a fost că am fost bursieră.
tot anul. De fapt, bursa respectivă cred că a fost doar pentru un semestru, dar oricum am luat bursă și semestru de că mi-am menținut nota. Oricum bursele nu erau foarte mari sau ceva. Dar o vorbă pe care o tot aveam eu, adică pe care o spuneam eu fratelui meu mai mic și îi ziceam chestia asta, bă, acum nu vreau să sune ca o aroganță sau așa, dar dacă poți să fii smart, de ce să nu fii smart? Și spuneam că bă, tu nu trebuie să dai bani la facultate, tu trebuie să iei bani de la facultate. De ce să nu faci facultate și să fii și plătit pentru asta? Adică... Câteodată se merită să muncești. Să muncești ca să fii bun. Să nu zic cel mai bun, ca să lăsăm deoparte cuvântul ăla care ne face să ne gândim la o comparație între noi. Dar să fii bun. Și că vă ziceam că și voi puteți să obțineți chestia asta acum. Știu că acest concurs se organiza în fiecare an de către facultate. Nu știu, sincer, nu știu în situația actuală cu chestiile astea online, cu admiterile online și așa mai departe, cu virusul ăsta. Nu știu dacă se mai fac concursurile astea. Ideea este că mie mi se pare că nici atunci nu era mega trâmbițat concursul ăsta și că putea oricine să ajungă să știe aceste informații sau ce.